Promoția 1957 a fostului liceu ortodox de fete din Giurgiu s-a întâlnit după 59 de ani de la absolvirea liceului. A fost un eveniment emoționant pentru toate participantele. Am venit la această întâlnire cu sufletul deschis, să-mi văd colegele, orașul văd destul de des, dar să-mi văd colegele și să simt că mai suntem încă pe băncile școlii. De fiecare dată când ne întâlnim, am un sentiment de mare bucurie. Colegele mele sunt dintre cele mai drăguțe, sunt sufletiste, țin la oraș, cu toate că și eu țin la oraș, dar am lucrat la țară, în mediul rural, am fost profesoară de franceză, o meserie pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc în continuare și sunt cu sufletul aici, lângă statuia lui Mihai Viteazul, care pe vremea noastră nu exista. Întotdeauna vederea colegelor mele, întâlnirea cu colegele mele, este un moment de mare, ca să nu zic chiar optimism, dar mă întărește. Fostele colege din promoția 1957 s-au bucurat deopotrivă de revedere. Mai multe amănunte despre acest eveniment puteți urmări în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri. Jandarmii giurgiuveni sărbătoresc pe 1 septembrie ziua Jandarmeriei Rurale. În urmă cu 123 de ani, necesitatea existenței unei instituții care să asigure ordinea publică și respectarea legilor în mediul rural a determinat inițierea unor demersuri pentru elaborarea legii de organizare a jandarmeriei la nivel național. În prezent, Arma Jandarmeriei este o instituție cu tradiție, care are un rol important în asigurarea ordinii publice și a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Pentru a marca semnificația acestei zile, la sediul inspectoratului a avut loc o activitate cu tema Jandarmeria Rurală, moment de aducere aminte și recunoștință. Cu această ocazie au fost punctate principalele misiuni pe care le executau jandarmii în urmă cu peste 100 de ani, dar și modificările legislative care au condus la edificarea instituției de astăzi. Până în anul 1998, ziua de 1 septembrie, marca și ziua Jandarmeriei Române. Odată cu intrarea în vigoare a legii de organizare și funcționare a jandarmeriei, ziua armei se sărbătorește pe 3 aprilie, fiind momentul care marchează promulgarea primului act de înființare a Corpului de Jandarmi pe teritoriul României, Legiunea pentru reformarea Corpului Slujitorilor în Jandarmi, anul 1850. În prezent, la nivelul județului Giurgiu, jandarmeria are subunități în localitățile Bulintin Vale, Singureni, Roata de Jos, Mihăilești și Clejani. Odată cu operaționalizarea acestor structuri, jandarmii execută zilnic misiuni în cele două orașe din nordul județului, în comunele menționate și în localitățile arondate acestora. Zona liberă Giurgiu ar trebui să rămână în subordinea Consiliului Local. Este opinia președintelui PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan. Din punctul meu de vedere, nu este nicio fel de problemă de legalitate. Legal este să fie și la Consiliul Județean, și la primar. Ca dovadă, întâi transferul s-a făcut de la Ministerul Transporturilor la Consiliul Județean. Însă, nu îmi place și nu accept ideea de a juca ping-pong cu instituții atât de importante. Cu atât mai mult, cu cât în ultimii 2-3 ani, de când sunt eu aici, la conducerea unei dintre ele, a fost un lider marcant acum la Consiliul Județean, care clamează și vrea zona liberă la Consiliul Județean. Și atunci când eu spuneam că prin zona liberă vezi doar ce trebuie fără stăpân, spunea că merge bine. Trecerea zonei libere la Consiliul Județean a făcut obiectul unei hotărâri adoptate de administrația județeană pe 9 august. Ulterior, primarul Nicolae Barbu a anunțat că se opune acestui proiect, arătând că zona liberă trebuie să rămână la municipiu. Revenirea deputatului Ioan Viorel Teodorescu în PNL a fost evenimentul politic principal al săptămânii trecute. Liberalii au anunțat acest lucru într-o conferință de presă. Eu le urez bun venit, în primul rând domnului deputat, dat fiind faptul că a fost ales pe listele Partidului Național Liberal,
mă bucur că a revenit și totodată plecarea dumnealui pe care a și explicat-o, o știm foarte bine că nu a plecat într-un alt context, pur și simplu într-un partid, dacă nu te mai înțelegi cu unii colegi, ai opțiune, nu e ca într-o familie, pur și simplu pleci, ai o altă opțiune politică. Știm foarte bine că nu a avut un beneficiu, nu a obținut nimic, dumnealui era deputat în funcție. Cât despre colegii de la municipiu, care mă interesează acest aspect pe mine, ca președinte al organizației municipale, ați spus și acum fac referire și la interesul național. Și am înțeles foarte bine. Știți că oamenii în partide vin și pleacă. Unii rămân, acum un partid sau niște oameni dintr-un partid, fie de la conducere, de la București, fie de la Giurgiu, dacă greșesc, asta într-adevăr ca imagine afectează partidul. Dar nu trebuie să fie lezați și ceilalți oameni. Știți foarte bine că am fost președintele organizației UNPL Județul Giurgiu. Domnul Denis a fost președintele organizației municipale. După această, hai să-i spunem, fuziune prin absorție făcută cu PMP-ul, recunosc că eu nu m-am regăsit în această construcție și alături de mine, hai să-i spunem, 80-90% din membrii UNPR și din municipiu, dar și din județ. Astfel am decis să venim alături de Partidul Național Liberal, de domnul Gigi Ștefan, deci aici, și să încercăm să construim, cum de altfel eu, unul, să zicem, mai cu experiență și cu mai mulți ani, am făcut-o și până acum. Ioan Viorel Teodorescu a revenit în PNL de la UNPR, unde a fost președinte al organizației județene. Alături de el au trecut la liberale aproape 80% din membrii UNPR de la Giurgiu. Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 11 decembrie, potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de miercuri a Guvernului. Instituția a aprobat și completări la legislația electorală pentru a facilita exercitarea dreptului de a alege pentru cetățenii români cu domiciliu sau reședință în străinătate. Se introduce posibilitatea cetățenilor români cu drept de vot să își exercite dreptul electoral pe liste suplimentare, inclusiv la secțiile de votare care se vor crea, potrivit legii, pe baza solicitării a cel puțin 100 de români aflați în străinătate, într-o anumită regiune sau localitate, precum și în secțiile de vot constituite în alte localități decât în cele care și-au sediu misiunile diplomatice sau oficiile consulare. O altă completare a legislației vizează metoda de înscriere în registrul electoral. Astfel, cetățenii cu dreptul de vot în străinătate se vor putea înscrie în registrul electoral, trimitând cererea și documentele care atestă domiciliul sau reședința în afara granițelor și prin intermediul poștei electronice. Astfel, campania electorală se va desfășura în perioada 11 noiembrie-10 decembrie. Listele electorale permanente se vor întocmi cel târziu cu 3 zile înainte de alegeri, pe data de 8 decembrie. Pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 2016, s-a aprobat suma totală de 227,7 milioane lei. Fondurile necesare sunt prevăzute în bugetele MAI, MAE, AEP, STS, INS, pe categorii de cheltuieli.